vrea să-mi spui, de când te-ai apucat tu de cântat, ce a spus familia ta, ce a spus mama ta, de exemplu, când te-a văzut că ești atât de faimos și că te iubește atâta lume și că dintr-o dată ai ajuns un artist atât de iubit de toată lumea? Și hai să o luăm începutul cu copilăria ta. Te rog să-mi spui când ai cântat prima dată. Prima dată când am cântat așa la o petrecere, spui, sau la așa că... În casă. În casă. Prima dată am cântat și o să postez chiar în câteva zile. Am o casetă video care am dat-o la un studio să o facă CD. Și voi posta la botezul meu când aveam 3 ani și plângeam să iau microfonul și să cânt. Serios? Adică tu ai fost botezat la 3 ani și atunci plângeai să iei microfonul să cânt? Da, exact. Da. Da, a fost cam târziu la 3 ani. Nu mai știu dacă am fost botezat la 3 ani sau mai devreme, dar știu că atunci mi-a luat moțul la 3 ani. A luat moțul, da, am înțeles. Da. Și atunci plângeai să iei microfonul de pe tavă și să cânți? Da, nu de pe tavă, de la oamenii care cântau atunci. Serios? Moțul meu, da, de la orchestră, plângeam să-mi dea microfonul. Și ai reușit să iei acel microfon? Și am cântat și eu puțin, da. Și mai ai imaginile? Da, trebuie să le iau de la acel studio care le-am dat să le facă CD-ul, că ele sunt casete video, cum erau atunci. Da. Da. Și părinții tăi au văzut că au așa un talent în familie. Se aștepta cineva ca tu să cânți? Sunteți familie de artiști, de lăutari sau ești singurul din familie? Mai avem așa în neamul nostru câțiva care, chiar dacă nu sunt ei cu instrumentele, să cânte cu instrumentele, dar o ureche foarte bună, câțiva dintre noi, veri, chiar și tata are o ureche bună muzicală și care cântă cu vocea bine, pot să spun. Chiar dacă nu cântă, că decât să cânt cu acordeonul și să nu cânt cu vocea bine, mai bine să nu cânt cu acordeonul, să cânt cu vocea bine, să mai mulțumim. Exact. Da.